Da, Iulian, salut! Bună seara și găsit din nou și ne-am revăzut. Pot să spun că am primit răspunsul de la ambele sesizări și cel cu podul, dar mai grav era cel pe mediu, care mă miră faptul că s-a aprobat acest document. Oamenii n-ar trebui să stau să fac live-uri, să transmit. Deci se vede că i-am scris și domnului primar și am trimis și pozele și se vede că cineva umbla și mi-au trimis din nou. Dovada că lucrurile se vor schimba numai acum de la butoane, de la aparatura primăriei. Dar te rog să explici despre care primărie vorba și despre care probleme. Este vorba despre primăria municipiului Botoșani. Din câte se știe, eu am postat cu un anumit pod care cineva, un gospodar, arunca gunoaiele cu acei saci menajeri de gunoaie pe marginea apii. Oho, bravo! Sunt și pozele care le-am pus public și am trimis și domnului primar pe Messenger să vadă și mi-a promis că va rezolva. Și astăzi mi-a venit pentru a doua oară, deci am mai primit odată o notificare, că nu este de competența poliției locale. Ieri îmi vine hârtia că poliția locală și-a făcut treaba și au mers și au pus în vedere să strâng. Deci, până la urmă, sincer, n-am înțeles care, dar o iau de bună pe asta de-a doua, pentru că am făcut intervenții la domnul primar și la domnul viceprimar, domnul Toma și domnul Cosmin Andrei și să înțeleg că asta le-a fost și o urgentă și este mai sigură hârtia asta decât cea prima care spunea că nu e de competența lor și de garda de mediu. Nu înțeleg un singur lucru, mă revoltă, de ce sunt purtat, fără să apelez la primar și la vice, de ce oamenii nu sunt conștienți și autoritățile nu sunt conștiente că sunt responsabili și au anumite compartimente pentru oameni care trebuie să ocupe să facă ceva pe anumite sectoare. Și ar trebui să fie recunoscători cetățenilor care își sacrifică din timpul lor și din răbdarea lor și sesizează problemele de pe care le, na, probleme de mediu sau de alte ilegalități pe care le descoperă, le observă și le sesizează autorităților. Deci autoritățile ar trebui să fie încântate că cineva le arată exact locul, cine, făptașul, de exemplu, să mulțumească. Nu să zică, nu e competența noastră, adresați-vă altora sau mai rău să actele la control și te amendeze, cum am pățit eu când se sesizam niște probleme. Eu am văzut și chiar nu înțeleg și vreau să trag un semnal de alarmă pe acest subiect, că sărim de la un subiect la altul, dar revenim din nou. Știi că eu când mă revăd cu studioul, spun tot ce am și pe urmă o săptămână nu mai avem culet din material. Este și mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dacă filmezi, dacă atragi atenția unui polițist sau spui că ești la Curaj TV, vă rugăm un buletin. Dom'le, buletinii nu mai sunt. Dacă îmi cereți altceva, vă pot da. Dar buletin nu mai e. Nu, dar și actul de identitate. Cum îi zice el acum? Cartea de identitate. Tot nu trebuie să o ceară dacă nu are motiv legal, niciun temei legal. Trebuie să aibă suspiciunea că ai comis o ilegalitate sau să te oprească, să te prindă în flagrant că ai comis o ilegalitate. Dar așa doar, ca să știu cu cine vorbesc, asta e un pretext, asta e o încercare de intimidare. Chiar și mai ieri în București m-au legitimat polițiștii când le-am sesizat niște probleme pe care le făceau chiar ei, staționau în intersecție. Pe altă parte, niște polițiști locali azi la Cluj au reacționat atât de adecvat, au văzut că filmez, n-au dat din copite, din coarne. Au venit, au explicat, au vorbit, deci se poate și civiliza. Da, dar eu nu înțeleg, deși formațiunea aceasta, Curaj TV, este la o linie foarte mare. Deci eu pot să spun că Curaj TV este la o linie foarte mare, cunoscută și remarcată. De ce? Sunt oameni care îmi spune că cunosc emisiunea, mă uit și o urmăresc. Deci sunt oameni care îmi spun și semn că lucrurile sunt bune. Ceea ce vreau ca să remarc și mie mi se întâmplă, că dacă filmez, și acum mai nou am găsit la poliția locală Botoșan că nu ai voie nici să filmezi nici în ograda poliției. Dom'le, dar ograda este domeniul public. Nu este în birou la dumitale. Nu am intrat în birou să filmez în instituții. Deci unde mi-ngrădești dreptul să nu filmez din ogradă?
Da, asta e clar, un abuz și depășirea atribuțiilor de serviciu și o dovadă clară de incompetență și de necunoașterea drepturilor omului. Habar n-au căror legi trebuie să supună, ce trebuie să apere, dar menirea poliției într-un stat de drept e să apere drepturile omului, să cunoască legea. Acum, Oleg, hai, nu pișe tu atât de rău, că oamenii au intrat pe piele, oamenii n-au intrat pe cunoștința cărții codului penal, oamenii au intrat cu un cașcaval, au intrat cu altul și noi foarte acum... grav, foarte grav. Știu bine de la Botoșani că sunt un număr de polițiști care au fost dați afară, n-aveau nici 8 clase. Cum au intrat oamenii ăștia în poliție? Am rămas surprins de la monitor de Botoșani. Deci agenți de poliție cu vechimi în poliție, nici 8 clase, nici bacaloriatul. Cum au intrat oamenii ăștia? Dumnezeu mă ierte! Și tu spui că cunoști legea? Deci... mi se pare, nu. Dar în sfârșit mi s-a făcut dreptate. În sfârșit mi s-a făcut dreptate că mi-a dat hârtia și după ce am făcut intervenții. Deci nu m-am așteptat. Este un ofițer, doamna Boca, de la secretar la Poliția Locală, de la Botoșani. Când aude din mine, da, vă rezolvăm, am rezolvat. Dar dacă îl sun pe domnul Toma, vicele primar care răspunde Poliția Locală și sună acolo, știi ce repede mă sună? Deci, doamnă... bun, măcar așa o să învățăm, măcar nouă să ne respecte drepturile și după aceea altora care ne imită pe noi și treptat o să obișnuiască că cetățeanul e cel mai important în stat. El e deținător de suveranitate, de drepturi, de interese. Uite, ca să-ți dai seama, Oleg, mie mi-a spus chiar vicele primar, s-a rămas surprins. O zic că era pe jos, nu era cu mașina, deși are mașină om. S-a trecut pe lângă un echipaj de poliția locală de la Botoșani. Și la o trecere de pieton, au văzut că un șofer era să dea pisi un pieton. Acei agenți au trecut pe lângă domnul viceprimar fără să schițeze nimic să intervină. I-au strigat din urmă și l-au chemat și pe director. Deci, eu penalizat, cred, 3 luni de zile. O zis, domnule, mergeți cu capul pe jos, ca și cum voi nu vedeți lumea asta? Poate nici nu au văzut, poate nici nu se uitau, atât de satisfăcuți de munca lor, timpul trece, salariul merge, nu trebuie să facă mare efort, poate că nici nu s-au uitat. Și asta iar e grav, e foarte grav, că nu au văzut, e grav, sau dacă au văzut și nu au intervenit, iarăși e grav și descalificant. Deci foarte bine face viceprimarul, nu-l cunosc, dar din ce îmi spui tu, sună bine. Da, este un om foarte, tot timpul când am nevoie, sunt la cabinetul lui, sunt primit față de primarul Cosmin Andrei, chiar într-un an de zile nu am reușit să ajung la el să vorbesc. Numai pe rețeaua socializare, pe Messenger, îi mai scriu și mai face un lucru. Dar nu am reușit să ajung la biroul lui, deși când am fost viceprimar, am colaborat foarte bine cu el. Acum necesar să te duci cu petiție oficială la ore de audiență, cum mai sunt unii foarte birocrați. Vine la sfârșitul lunii la ore de audiență, că altfel eu nu dau... interviuri sau ceva de felul ăsta. Oamenii civilizați reacționează la orice semnal. Că-i SMS, că-i mesaj pe Facebook, că-i strigat din autobuz. Domn primar, iau ce fac aceia. Dacă vrea, omul se implică și rezolvă. Dar dacă nu vrea, caută pretexte. Nu, deci oamenii și-au făcut treaba și mi-au dat hârtia. Acum sunt curios să nu fie o minciună când vin să găsesc alea acolo să primesc documentul. Că dacă nu mai e râsul... Verifică, da. Te tratează cu încredere, dar verifică totuși. Da, ajung la Botoșani luna viitoare și sunt curios, ferească Dumnezeu, într-o lună de zil voi mi-a dat mie documentul și să găsesc gunoaiele cele acolo. Te dai seama, e râs lumii, deci înseamnă că vorbim de... Ai, posibil o să fie apărut altele, da. Nu, că eu le am pe poze și le știu care. Le recunoști, ok. Pozele toate, cum le-am făcut eu, îți dai seama că îmi dau seama. Și ideea este că sunt niște bătrâni acolo, dar cineva vine și aruncă că sunt gunoaie și saci mari și oamenii ce n-au de unde să scoate atâția saci de gunoi. Saci menajeri. Deci cineva vine și aruncă la ei acolo, ori poate ei primește că trece, cred, prin o grada lor trece. Bun. Ținem legătura, să avem grijă de mediu, că asta înseamnă și sănătatea noastră a tuturor.
să avem grijă și de funcționari publici, cât primari, viceprimari, secretari, polițiști locali sau polițiști, garda de mediu, toată lumea are nevoie să simtă suflul nostru al cetățenilor în ceafă, că stăm cu ochii pe ei, că le cerem să-și facă datoria. Garda de mediu, despre mine sunt dezamăgit. Și nu numai eu, și cei de la Leuri, dar ai văzut ce-am spus, le-am făcut sesizare, m-o direcționat la poliția locală. Poliția locală m-o direcționat la ei. După ce am ajuns la oamenii cei mai mari din vârful piramidei, oamenii și-au dat seama că băi, nu mai putem jungla mingea de aici, colo. Ne luăm noi mingea în brațe și jucăm noi. Și asta au și făcut. Corect, bravo. Bun, ținem legătura. Da, toate cele bune. Și de bine. Noroc. Noroc.